În curând am putea avea telefon, sistem de supraveghere video și GPRS doar folosind telefonul mobil și un calculator. Prețurile pentru facilitățile de mai sus ar putea fi cu mult mai mici chiar decât cele ale telefoniei mobile. Cât de simplu este, cât de ieftin și cine a gândit un astfel de sistem, aflați în câteva minute în jurnal. Doi studenți din România sparg piața mondială cu un sistem de localizare, vizualizare și comunicare prin intermediul telefonului mobil și al calculatorului. Firme importante din străinătate i-au contactat deja pentru preluarea programului inovator al tinerilor, dar aceștia își doresc un produs made in România. Tinerii specialiști în domeniul tehnologiei informației prezenți în tabăra națională Forum IT de la izvorul Mureșului au amuțit publicul spectator când au prezentat invenția în premieră mondială. Este o inovație, n-am mai întâlnit până acum așa ceva. Creează oportunități pentru crearea de grupuri, comunicare la prețuri mult mai mici, adică costul de transmisie de date, care e infim, are un potențial extraordinar. Deci, fără nici exagerat, dacă oamenii ăștia merg mai departe, în curând o să vorbim de o nouă companie puternică pe segmentul ăsta. Practic, cu ajutorul sistemelor mobile tracking și streaming, orice utilizator de telefon mobil cu Windows poate localiza și supraveghea oricând prieteni, rude, angajați și chiar și hoții care încearcă să intre prin nefracție în locuință. Facilitățile sunt funcționale oriunde în țară sau chiar în lume dacă au sisteme compatibile. Practic, dumneavoastră puteți să vedeți un membru al familiei, un angajat, că sunteți firmă, o persoană fizică, indiferent de acest lucru, puteți să-l vedeți live pe hartă, dacă vreți, exact ca în Misiune Imposibilă, când se plimbă bulina pe hartă. Exact așa avem și... Oriunde în lume? Da, chiar oriunde în lume. O astfel de inovație, de obicei, ia calea străinătății, românii rămân cu plata, s-o cumpere de la alții. Sistemul este acum oferit gratuit de către inventatorii acestuia, iar dacă se va trece la distribuția pe scară largă, costurile vor fi mult mai mici decât orice alt operator de telefonie mobilă existent pe piață. Jurnalul continuă.